trageți. Stați un pic să vă explic. Dar trebuie să punem un strat jos întâi. Asta cum îi zice? Ața. Ața este ca să-i punem la ață, da? Deci, ei vor fi așezați în gaură, unul alături de altul, da? Dacă picioare, dacă așa, tot ești, ia calcă tu de aici. Stai, dă-mi coarce, ține tu de unul. Așa. Hai, care trageți? Hai. Apă, unde e? Johnny, ia apa. Membrii clubului Lions din Câmpul Lung au plantat marți în incinta bazinului de înot din cartierul Grui un număr de 24 de puieți de mestecăn și un brad alb. Acțiunea se află la început. În primăvară, membrii clubului vor să continue decorarea spațiului verde cu plantarea unor puieți de tei. Toate aceste acțiuni intră în programul de activitate al clubului, iar cei care participă sunt voluntari, fie că sunt membri sau simpatizanți. Astăzi are loc o acțiune de plantare de pom la bazinul de înot din cartierul Lui, bazin aparținând municipiului Câmpul Lung. Acțiune care este organizată de clubul Lions Negru Vod din Câmpul Lung, împreună cu primăria municipiului Câmpul Lung. Am căzut de acord că ar fi foarte frumos ca lângă acest bazin de înot, acest frumos bazin de înot, să avem și vegetație, pentru că, după cum vedeți, era un pic nepotrivită imaginea din jurul nostru și atunci Clubul Lions a investit în puieți, în puieții pe care o să îi vedeți în imaginele următoare și împreună cu membrii clubului am plantat 24 de puieți de mesteacăn și acest frumos brăduț alb pe care intenționăm an de an să-l ornăm cu ocazia sărbătorilor de iarnă a Crăciunului și să facem aici sărbare an de an. Știți că a devenit deja o tradiție ca la bazinul de înot să fie organizată competiția Cupa Moșul cu ocazia sărbătorilor de Crăciun. Aici vor primi copiii cadouri, vor asculta colinde și cred că atmosfera va fi foarte frumoasă. Uite-mă și ia-ți aia pe tine, că mormă când te văd. Hai, vine să te întâlnesc. Nu, că mie nu mi-e frig. Mi-e frig când te văd așa. Băi, Gabi. Da? Nu mai anunță. Unde faci mociul? Păi, în groapă, bine. Uite-l. Nu la brad, nu iai? Asta e la alb? Așa arată, ăla. Are tulpina. Are pedigri. Avem bon la el, ce ai? Dumnezeu să prindă. Bradul plantat de către reprezentanții Lions va fi împodobit în fiecare an și toți cei care vor participa la activitățile care se vor desfășura în cadrul bazinului de înot vor avea bucuria să îl admire.